În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iată, eu trimit înaintea feței tale pe Îngerul meu. Spune Sfântul și Evanghelist Marcu în Evanghelia de astăzi, relatându-ne viața celui mai important personaj al Vechiului Testament din actul de mântuire, din activitatea mesianică, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În momentul în care am parcurs împreună tăierea împrejur, deci praznicul prin care Hristos s-a dedicat jertfei de mântuirea oamenilor prin propriul sânge din copilărie de la prima picătură, iată-l de data aceasta în stadiu de săvârșit, deci după 3 ani, dacă vreți, de activitate publică, pentru că aici își va începe activitatea publică, de ce spun după 3 ani de activitate publică, nu se răstihnește imediat cu botezul, ci se răstihnește după ce va parcurge ceea ce a promis umanității și Tatălui că va face. În sfatul Sfintei Treimi spune așa, omul va cădea și Fiul a spus, îl voi mântui, îl voi ridica. Parcurge etapa de ședere în Egipt, întoarcerea înapoi în Nazaret, vețuirea până la 12 ani în casa lui Iosif la atelierul de tâmplărie, unde va lucra cu Iosif tâmplarul și va sta sub ocrotirea mamei sale, Maria Fecioara. La 12 ani intră în templu, așa cum am ascultat în Evanghelia de la Tedeum, și citește versetul din profetul Ioel, când spune categoric, Îngerul Domnului m-a trimis și Duhul cel Sfânt s-a vărsat peste mine și m-a trimis să binevestesc. Și iată-l de data aceasta în pustiul Iordanului, deci pe Iisus, așa cum vom vedea miercuri în ziua de bobotează, descoperit lumii de cel mai ales dintre oameni și cel mai înalt personaj, Ioan Botezătorul. De ce s-a pus duminica de dinainte de botez? La fel ca și de Crăciun, ca într-o coreografie sau ca într-o serbare, dacă vreți, în prima zi, în ziua înainte mergătoare, se așează și se tâlcuiesc sau se explică ce stă la baza problemei respective. Deci ce stă la baza acestui praznic? La baza acestui praznic stau 3 tablouri. Primul este Iordanul cu Iisus în el, apoi este cerul deschis cu Duhul Sfânt în chip ca de porumb, iar pe mal mulțimile și Ioan Botezătorul. Deci avem un tablou mai presus de ceruri, care este de la Dumnezeu Tatăl, de acolo și vorbește, de fapt. Avem un tablou al omului Dumnezeu ascultător de Tatăl până la moarte și într-o ascultare pură, adică fără îndoielnicie, și un tablou omenesc în care oamenii cinstesc sau descoperă pe Cel care i-a creat. În Evanghelia de astăzi a Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu întâlnim 3 lucruri interesante. Cum arată un personaj care place lui Dumnezeu? Dezmățat și dezordonat? Nu. Încins cu curea, îmbrăcat în haină de păr de cămil, cu sandale în picioare, hrănindu-se cu acride, cu lăstari, cu miere și cu fructe sălbatice. Deci avem în față tabloul cel mai autentic a unui pusnic adevărat sau, dacă vreți, a emblemei pusnicești, a vieții de înaltă trăire spirituală pe care o putem găsi în credința ortodoxă. Iată primul om curat despre care se spune că în barba lui foarfec n-a intrat băutura amețitoare, n-a băut și cu trupul neîntinat. Deci iată, aici este măsura desăvârșirii. Cel mai mare înger în trup și cel mai mic născut din femeie în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci este cel mai mare om născut din femeie, dar cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că îngerii nu poartă trup, iar Ioan Botezătorul poartă trup.
Viața este mai mare decât a îngerilor, pentru că face ceea ce îngerii nu au putut face, dar este mai mică pentru că în ierarhie ultima ceată sunt îngerii care, fiind nepurtători de trup, vin și sunt mai înalți cu o treaptă decât Ioan Botezătorul. Dar Dumnezeu nu se rușinează a spune, iată, trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. De ce îngerul meu? Acest Ioan Botezătorul, acest personaj principal al tainei din sărbătoarea Bobotezei, nu este oricine. În momentul în care Elisabeta era în vârstă și nu năștea prunci, Zaharia a intrat de rând la templu să se roage. Și i-a apărut arhanghelul în față. Și i-a spus, femeia ta va avea un prunc. Și el a spus, pe ce voi crede? A spus, bine, atunci să rămâi mut până vei vedea taina cu ochii. Iar când a fost să îi se pună numele, până n-a scris Zaharia Ioan pe tăbliță, și cei care v-ați plimbat la Sfintele Locuri, ați văzut la ei în carena, acolo unde este peștera Sfântului Ioan Botezătorul și locul unde s-a născut. Deci locul în care Ioan Botezătorul a venit pe pământ din Sfânta Elisabeta. Venirea lui a fost în apropierea acelorași evenimente, cu doar diferență de 6 luni, în aceleași evenimente cu Fecioara Maria și cu pruncul Iisus. Și cum v-am spus și altă dată, la vremea când a fost ca să fie urmărit și ucis printre pruncii de 2 ani, Elisabeta l-a luat și a fugit în munte și aici s-a petrecut marea taină. În clipa în care Elisabeta a strigat muntelui să se deschidă și s-a deschis, Ioan Botezătorul a fost înghițit cu mama, a stat un an de zile în peștera din munte, care este în pustiul Iudeii și se poate vizita și astăzi. Acolo a crescut un izvor și un finic, l-a hrănit cu lapte pe Ioan Botezătorul ca orice mamă, deci asta e o mare taină, hrănirea pruncului cu lapte, pentru că azi nu mai e o taină și nici nu e o modă, pentru că se strică tenul. Ei, Elisabeta nu a ținut cont de lucrul acesta, bătrână și stearpă și obosită de vârstă fiind. L-a hrănit cu lapte pentru că prin laptele mamei se nasc calitățile pruncului, așa cum din sângele mamei își trage gena și năravurile, la fel din laptele mamei își trage afecțiunile. De aceea sânii femeilor nu sunt motiv de batjocură pentru filmele pornografice și pentru iluziile lor optice desfrânate, ci sânii sunt altarele nașterii de fii. Sânii sunt cele două izvoare dătătoare de viață despre care o femeie din popor a îndrăznit să ridice glas și să spună fericii de sânii la care ai supt. Și Mântuitorul atunci, ca să fie mai sus, că era Dumnezeu, dar din smerenie a spus, da, așa este, dar mai fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. De ce? Pentru că și Evanghelia este ca o mamă cu 2 sâni, unul este Noul Testament și unul este Vechiul Testament. Când am făcut odată o afirmație de genul acesta, un prostălău a râs și a spus, ia ca ce mi-a mai fost dat să aud, da? Evanghelia Vechiului Testament este laptele Scripturii și a prorocilor, iar Evanghelia Noului Testament este laptele Harului și a Duhului. Și dacă vreți, mă confirm din Sfânta Scriptură când spune acolo că pruncul sugea, creștea și se întărea cu Duhul. Deci iată, prin sânii Maicii Domnului, cum arată Părintele Stăciloae, curgea și Duh Dumnezeu. De ce? Că era cea plină de dar. Deci nu erau pentru destrăbălare. Deci aceste două izvoare de lapte materne sunt, de fapt, izvoarele vieții. În momentul în care Elisabeta moare la 1 an de zile, substituirea acestui izvor de hrană, laptele matern, este preluată de îngerul care îl hrănește cu mană și îl crește de copil. Citeam odată într-o predică, nu știu cui, dar probabil neinspirat, dumnealui scria, zice, și Sfântul Ioan Botezătorul a crescut în casa părinților săi, jucându-se prin o gradă, deci era o chestie de pietate necontrolată în raport cu proloagele Sfântului Simeon Metafrast, nedându-și seama că acest copil a fost crescut, acest înger, a fost crescut îngerește de îngerii lui Dumnezeu în pustiul Iudeii și hrănit cu mană din cer, ca și cine? Ca și Fecioara Maria la templul lui Solomon. De ce? Dumnezeirea pregătea un loc de odihnă, un tron,
pe Fecioara Maria, scaun de heruvim, Fecioara Ceruvim, peștera. Dar în același timp, mitrasul împărătesc, adică pântecele Maicii, este tronul lui Dumnezeu. Iată că acest Dumnezeu care este stăpân, arhiereu, împărat, învățător și mare preot după rânduiala lui Melchisedec, are nevoie și de un slujitor, de un diacon, ca să spunem. Și acela era acel propovăduitor al lui, care era înainte mergătorul lui și ducea mesajul lui, este Ioan Botezătorul, dăruit tot lumii dintr-un pântece ales, dăruit tot lumii dintr-o viață curată și ordonată, nu din dezmăț, și dăruit lumii tot din trăire și rugăciune, și mai mult decât atât, asemănător Fecioarei Maria, Ioan Botezătorul ia asupra prototipul omului absolut, care trăiește și gândește îngerește. Acest mare profet, martir și trăitor al contemporaneității Mântuitorului Iisus Hristos, este cel care vede și ce a prorocit, și despre ce a vorbit, și despre ce a propovăduit, și vede și pe cel ce l-a mântuit. Deci în momentul în care vom ajunge miercuri, atunci defalcăm subiectul pe această temă, vom vedea că Ioan Botezătorul, în momentul când îi spune Hristos, lasă să se împlinească legea, că Ioan Botezătorul îi spune, eu am nevoie de botezul tău, nu tu. Deci era conștient că cel din fața lui era purtătorul Duhului Sfânt și al focului. Dar Mântuitorul, v-am spus cum s-a supus tăierii împrejur, a spus, eu n-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc. Lasă să se împlinească cele scrise. Dar în momentul în care Ioan Botezătorul atingea creștetul stăpânului, de fapt el se umplea de botezul cu Duh Sfânt și foc și devenea martir și mucenic al Noului Testament, primind botezul direct din mâna lui Hristos, deși părea că îl botează pe Hristos. Deci asta este realitatea pură. În momentul în care întâlnim persoana marcantă a Sfântului Ioan Botezătorul și veți vedea și pe 7 de ziua Sfântului când se sărbătorește soborul Sfântului Ioan Botezătorul, veți descoperi niște lucruri extraordinare. Este omul pocăinței. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Nete de faceți cărările lui. Îndreptați-vă viața, văile să se îndrepte, dealurile să se netezească. Deci un fel de metafore din acestea care nu erau pe priceperea minții omenești. Deci vorbea în pilde ca și stăpânul său. Și la un moment dat când vine la Iordan, folosește și un termen foarte interesant. Mie mi-este să mă micșorez ca el să crească. Adică misiunea mea s-a împlinit. De acum înainte, Iisus Hristos intră în misiune. În momentul în care Iisus Hristos apare la Iordan și este arătat lumii, Ioan Botezătorul se retrage definitiv din arena mesianică și intră nu în anonimat, ci într-o altă lucrare mai înaltă de propovăduirea pocăinței până la palatul lui Irod, care se va sfârși cu tăierea capului, tot pentru o destrăbălată de femeie care se credea cea mai frumoasă, cea mai interesantă, cea mai grozavă, cea mai machiată, cea mai, nu știu cum să vă explic eu, fițoasă, crezând că Ioan Botezătorul se va înspăimânta de impresia și de ideile ei și va cădea în plasă. Dar el s-a enervat și i-a spus clar, nu ți să cade de străbălat-o, să iei pe nevasta fratelui tău, pe alu cumnatul, pe femeia lui Filip, soții de nevastă. Deci a făcut o concubină și de străbălată în față. Și bineînțeles că mânia crudă a femeii sălbatice, mânată de focul aprins al desfrânării, s-a sfârșit prin tăierea capului, pentru că ele sunt și moi ca apa și sadice ca dracii. Dacă li se împlinește tortura psihică asupra celui pe care vor să-l ucidă, sunt cele mai fericite, iar în cazul în care sunt respinse, devin ca fiarele sălbatice în cușcă nemâncate. Și Irodiada a demonstrat acest lucru. De ce? Lipsa de rușine și de frică de Dumnezeu, lipsa de bun simț și lipsa de credință. Aceasta a dus-o pe Irodiada la un dezmăț sălbatic și la cererea capului celui mai mare dintre profeți, Ioan Botezătorul. Deci ca să vedeți unde duc lucrurile. Ce este interesant la Ioan Botezătorul, vom auzi două lucruri mari din gura lui, cele care de fapt au marcat Evanghelia și istoria. Unu, celui ce vine după mine, deci fiți atenți, nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Adică atât de mari sunt tainele pe care pășește Hristos, Mântuitorul lumii, încât pentru mine tot taină rămâne, deși noi ne-am întâlnit în viață de două ori.
Ne-am întâlnit în muntele Moria, când Maria s-a întâlnit cu Elisabeta și s-au închinat și s-au îmbrățișat și pântecele, pruncul a săltat în pântece de bucurie, deci cei doi verișori s-au salutat, pentru că Maria și Elisabeta erau puțin pe de departe, doar rudenii apropiate după trup. Și în momentul, repet, în care Ioan Botezătorul s-a născut și a fost ferit de mânia lui Irod, a fost ferit tot de mânia Fiului lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos ne-a arătat acel proverb popular, din calea prostului ferește-te. Nu că s-ar fi temut, că dacă ar fi dat o poruncă, s-ar fi șters totul de pe fața pământului. Dar a vrut să arate că gândește și suferă și ca om. Adică puterea și hazardul nu sunt virtute. Virtutea este înțelepciunea și bărbăția. Dacă știi să răspunzi cu bărbăție, ești mucenic. Dacă știi să te pleci în fața celui proș să-l ocolești, ai demnitate. Și iată Ioan Botezătorul și în același timp Iisus Hristos au făcut aceste lucruri. În momentul în care mai întâlnim încă un act important în viața Sfântului Ioan Botezătorul ca manifestare, vom descoperi omul absolut iluminat prin rugăciune. Și cum ne dăm seama că este iluminat prin rugăciune? Are darul înainte vederii și totodată are darul de a cunoaște lucrurile. Și am să vă duc în Scriptură la ambele temeiuri scripturistice. În momentul în care oamenii au auzit că e o modă să te botezi la Iordan și să-ți mărturisești păcatele, că trebuie să vină un Mesia, un Mântuitor, ce credeți că au făcut? Deși erau iudei, erau fățarnici, credeau tot în legea veche, în tăierea împrejur, veneau rapid, își ascundeau păcatele lor, se băgau în apă, mărturiseau așa pospăit ceva, cum facem și noi câteodată la spovedit. Ei, am furat, am mai vorbit de rău, dar nu spune că te-a bârfit chiar pe tine. A vorbit de rău. Îi băga în apă și se spălau de păcate, dar Ioan Botezătorul vedea acest lucru și la un moment dat exclamă în pustiu vitavara: pui de năpârcă și de viperă, cine v-a spus vouă că scăpați de mânia care vine? Să curea stă la rădăcina pomului, cine nu aduce roade să taie și să aruncă în foc. Deci iată ce aspru și categoric a fost cu cei falși la suflet și murdari la spovedanie, pentru că acolo era o mărturisire a păcatelor. Un alt act cu care a cutremurat pustiul vitavarei și i-a îngrozit pe toți a fost acesta. Le cunoștea gândurile. În momentul în care au venit în fața lui și se mirau, cine mai fi mă și răpănosul ăsta în piele de cămilă? Cine mai fi și speriatul ăsta din pădure, omul ăsta fiară? Ce le spune Ioan Botezătorul? Aaa, ați ieșit în pustie să vedeți trestie clătinată de vânt? Om în haine moi? Ați venit să vedeți om mâncând și bând? Nu! Adevărat vă zic vouă, a venit Hristos mâncând și bând și nu l-ați primit. Deci l-ați judecat pe cel de dinaintea mea. Nu v-a plăcut că stă învățătorul vostru la masă cu vameșii și farisei? A, acum nu vă place nici pustia. Nu. Și iată la un moment dat Iisus Hristos dă răspunsul fundamental. Vă spun vouă, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, iată, și spune acolo prorocule, așa e și troparul Sfântului, prorocule și înainte mergătorule, de ajuns să se este ție mărturia Domnului. Deci Hristos l-a mărturisit, deci nu oricine. Iar în cealaltă etapă, de ce v-am spus că era omul strălucit în înțelepciune prin rugăciune, vin la ei vameșii. Și încep vameșii să întrebe, dar noi cum să ne mântuim? Noi ce să facem? Să măsurați cu dreptate și să nu răpăriți. Vin la ei ostașii și întreabă, dar nu, cu noi ce va fi? Voi să vă mulțumiți cu leafa și să fiți cinstiți și corecți și să ascultați de mai mari voștri. Deci iată cum fiecărei bresle din societatea de atunci, pentru că cu tâlc erau acele întâmplări, știți că Iudeea, pământul Ierusalimul era sub stăpânire romană și romanii pândeau aceste mișcări iudaice fiindcă se temeau de răzvrătirile lor, că era un popor parșiv la vremea aceea și crea probleme.
Și atunci îi urmăreau. Dar Ioan Botezătorul, care era trăitor cu Duhul și știa că împărăția lui Dumnezeu e alta decât cea de pe pământ, venea și le propovăduia adevărul. Să vă mulțumiți cu leafa, să slujiți corect în oaste, să nu faceți ce nu-i de făcut, să ascultați de mai mari voștri, să nu luați cu nedreptate la vamă. Deci, efectiv, le ținea anumite predici despre care tot Ioan Botezătorul spune. Grâu cel bun să ia cu lopata și să dea la jâtniță, adică pentru împărăția lui Dumnezeu, iar pleava să ia și să aruncă în foc. Iată, cam aceasta vrea să spună Evanghelia de astăzi, cam aceasta vrea să puncteze Evanghelia de astăzi, despre cine? Despre Sfântul Ioan Botezătorul, primul martir și mucenic și propovăduitor și mărturisitor al lui Iisus Hristos. Deci iată, aceasta este duminica de dinaintea botezului. Trebuie să știți cine are demnitatea de a avea puterea să facă act și abuz de puterea pe care o are. Și de ce vă spun că vedea și cu Duhul? Pentru că noi știm că una din stările înalte a oamenilor sporiți este să vezi dincolo cu ochii de lumea aceasta. Ce sfat primește Ioan Botezătorul când se îndreaptă spre pustie? Peste care vei vedea cerurile deschizându-se, acela este. Și ce a văzut Ioan Botezătorul? Duhul Sfânt în chip ca de porumb. Așa cum veți auzi, miercuri, când se va face slujba bobotezei, când se va sfinți firea apelor, când Duhul Sfânt va sfinți natura cea mai simplă, pentru că apa este izvorul vieții, apa este izvorul vieții plantelor, apa este izvorul existenței oamenilor pe pământ, apa este izvorul existenței conexiunilor chimice din metabolismul biologic al nostru, apa este circuitul substanțelor în natură și apa este cea care ne dă nouă puterea de mișcare și suflare. Dacă n-ar fi existat apa, deci noi n-am fi existat. Și spune Irineu Mihălcescu că Dumnezeu a binecuvântat firea apelor, pentru că apa era elementul cel mai la îndemâna tuturor și la îndemâna celui mai sărac om ca să poată să se apropie de Dumnezeu prin botez. Pentru că vom vedea pe parcursul sărbătorii Iordanului că avem botez și cu lacrimi, botez și cu foc, botez și cu pocăință, botez și cu Duh Sfânt și cu foc, botez cu tăiere împrejur, botezul lui Noe la potop care a fost tot cu apă și așa mai departe. Deci nu intrăm în amănunte. Aș vrea și aș ține cu tărie ca cei care poartă numele de Ioan să nu se rușineze, ci viața lor să fie cu adevărat de îngeri, nu neapărat trăitori în duh, ci măcar trăitori creștini în trup, și să fie oameni adevărați a Evangheliei lui Hristos, și dacă ar fi să-i mulțumim lui Dumnezeu, ar trebui să-i mulțumim că deopotrivă, deși proverbul popular spune că la biserică sunt mai multe femei și mai mulți bărbați în pușcărie, iată că din mila lui Dumnezeu, pe parcursul conviețuirii noastre duhovnicești împreună, biserica este plină deopotrivă și de soți și de soții. Ceea ce înseamnă că biserica este la fel pentru toți și bărbații sunt la fel de credincioși ca și femeile și femeile la fel de credincioase ca și bărbații și e o mare bucurie și binecuvântare că femeile prin străduința lor și-au adus soții la biserică și soții soțiile. Ceea ce înseamnă că familia fiind un întreg, la fel cum și în Evanghelie spune mare taină, zic în Hristos și în biserică, noi să fim adevărați următori a Sfântului Ioan Botezătorul, să fim adevărați următori ai poruncilor Sfântului Ioan Botezătorul, care a ținut cea mai lungă predică din istoria omenirii. Știți cum? Care este? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cum s-a apropiat de noi împărăția cerurilor? Simplu, prin botez la naștere, prin mirungere la primirea Duhului Sfânt, prin împărtășanie la Euharistie, prin preoție care e cununa tuturor tainelor care să lucrează celelalte taine, prin maslu când suntem bolnavi, prin căsătorie când vrem să ne mulțim și să umple neamul omenesc, să stăpânim pământul care rodește și ne hrănește, și prin harismele Duhului Sfânt, atunci când vrem să urcăm din treaptă în treaptă, să fim asemenea marelui proroc și botezătorului Ioan. Amin. Să trăiască Părinte!